Istoria recentă e plină de secrete. De exemplu, a fost adesea necesar să se construiască orașe departe de ochii publicului din diverse motive. Atunci când o țară trebuie să efectueze teste secrete sau să se asigure că are o bază sigură din care să desfășoare misiuni, ea este mai mult decât capabilă să construiască ceea ce are nevoie fără a lăsa publicul să afle. De la baze subterane la orașe în toată regulă ascunse în deșert, iată 10 orașe care au fost cândva ținute secrete față de public de către guvernele din întreaga lume. Oak Ridge. Era anul 43, al doilea război mondial. Era în plină desfășurare, iar aliații încercau să construiască singurul lucru despre care știau că ar putea pune capăt definitiv războiului. Bomba atomică. La 40 de kilometri vest de orașul Knoxville, din statul American Tennessee, Oak Ridge era plin de mii de muncitori, soldați și oameni de știință. Cu toate astea, nu ați găsit acest oraș pe nicio hartă, deoarece acești oameni lucrau din greu la proiectul Manhattan, unul din cele mai bine păstrate secrete al celui de-al doilea război mondial. Lucrătorii au fost ținuți în neștiință cu privire la adevărata natura proiectului și chiar li s-a cerut să facă teste cu detectorul de minciuni. Peste 24.000 de hectare de teren din jurul Oak Ridge au fost achiziționate de guvernul federal pentru a se asigura că au spațiu necesar pentru a atinge obiectivele proiectului, fără ca spionii inamici să afle despre acesta. Oak Ridge a fost construit pentru a rafina minereul de uraniu în vederea producerii armelor nucleare care urmau să domine secolul al XX-lea. Orașul 40. Aceasta e o altă locație secretă legată de domeniul nuclear. Orașul 40, Ozersk, a fost locul în care a început programul sovietic de arme nucleare în 46. Orașul, cu 100.000 de locuitori, era mai bine aprovizionat și avea o calitate a vieții mai ridicată decât aproape oriunde altundeva în țară. Cu toate astea, a fost eliminat de pe toate hărțile și identitatea celor care locuiau acolo a fost ștearsă din toate înregistrările. Secretul întunecat al acestui oraș închis este că a găzduit mai multe accidente nucleare diferite, inclusiv un accident major depășit doar de Cernobâl în gravitate. Acest sit este încă în funcțiune, cetățenii săi lucrează încă, gardurile de sârmă ghimpată sunt încă ridicate și găzduiește încă o mare parte din materialul nuclear al Rusiei. În mod ciudat, se știe că cetățenii iubesc orașul și modul lor de viață, chiar dacă sunt conștienți că trăiesc în cimitirul lumii. În prezent, cetățenilor li se permite să plece dacă doresc. Cu toate astea, mulți nu o fac dorind, în schimb, să-și petreacă viața în unul din cele mai radioactive locuri de pe planetă. Los Alamos. Orașul Los Alamos din statul american New Mexico e cunoscut pentru rolul jucat în proiectul Manhattan. A fost locul principal al proiectului și cel de care toată lumea își amintește. Supranumit The Hill, Los Alamos a fost o adevărată casă a bombei atomice și a fost ținut în secret total pe durata războiului. Întregul oraș a fost izolat, nimeni neputând să le spună prietenilor sau familiei nimic despre ceea ce făceau. Întregul oraș împărțea chiar și o singură cutie poștală. În cazul în care se năștea un copil, locul nașterii sale era desemnat drept P.O. Box 1663. Peste 5.000 de oameni trăiau în acest oraș secret, toți lucrând împreună pentru un scop pe care aproape niciunul din ei nu îl înțelegea pe deplin. Locul a fost ales dintr-o serie de motive. Avea dimensiunea perfectă, era deja deținut în mare parte de guvernul federal și se afla într-o zonă pe care omul de știință, Oppenheimer, o cunoștea foarte bine, având o fermă în zonă. Ceea ce avea să devină orașul secret în sine a fost inițial o școală de băieți, care din fericire a fost fericită să vândă locația. Pe măsură ce anul 42 se apropia de sfârșit, construcția locului în care urmau să se nască Fat Man și Little Boy era în plină desfășurare departe de ochii curioși ai publicului și ai spionilor inamici deopotrivă. 404. Acest masiv oraș secret a fost de asemenea scos de pe hărți, ținut secret față de lumea exterioară și folosit pentru a crea arme nucleare. Dar de data asta a fost pentru chinezi. Unele rapoarte spun că orașul se mândrea cu aproape 1 milion de locuitori, alții spun că era mai aproape de 100.000, cu toate astea, având în vedere că populația Chinei la acea vreme era de peste 600 milioane de locuitori, estimarea cea mai mare ar putea fi foarte ușor adevărată. Dar este puțin probabil ca China să dezvăluie vreodată numărul real al locuitorilor. Construcția a început în 54. Orașul a inclus oameni din toate categoriile sociale, toți aleși de guvernul chinez pentru a permite țării să concureze cu Statele Unite și Uniunea Sovietică pentru dominația globală. Situat în provincia Gansu, din nord-vestul Chinei, la marginea deșertului Gobi, orașul a avut nevoie de doar 4 ani pentru a fi construit și de alți 6 pentru a atinge obiectivul de a transforma China într-o putere nucleară. În 64, China a efectuat cu succes primul său test nuclear în deșert, schimbând pentru totdeauna fața politicii globale. Hanford sau Richland.
Situat în statul american Washington, acesta e al treilea și ultimul din orașele secrete centrate în jurul proiectului Manhattan. Acesta s-a concentrat pe producția de plutoniu, de asemenea a fost folosit în timpul războiului rece pentru a continua programul nuclear al Statelor Unite. Acest oraș este unic pentru că a fost încă folosit în timpul războiului rece și a fost cel mai avansat dintre cele trei situri ale proiectului Manhattan în ceea ce privește capacitatea sa de a produce energie. Cu toate astea, în stadiile incipiente, multe complicații au înconjurat această sursă de energie care a scăzut în timp. Acest lucru a dus la descoperirea otrăvirii cu xenon, prin care neutronii erau absorbiți și provocau probleme în reacția în lanț necesară pentru producerea plutonului militar. Wunsdorf. Cu porecle precum Mica Moscova și orașul interzis, Wunsdorf a devenit cartierul general al Armatei Roșii în Germania de Est postbelică. Inițial, a fost folosit ca bază nazistă. Acesta, unde locuiau 60.000 de persoane, dintre care majoritatea erau soldați, a permis Uniunii Sovietice să proiecteze puterea în Germania de Est timp de decenii. Aceasta a oferit trenuri regulate către Moscova, cât și o acumulare masivă de putere militară în cazul în care războiul rece ar fi devenit fierbinte. Fondat de Imperiul German în 1871, orașul a găzduit prima moschee din Germania care a fost folosită pentru prizonierii musulmani și a devenit ulterior cartier general al forțelor armate germane în 1935. În prezent, orașul este o ruină în descompunere. Clădirile dărăpânate sunt supravegheate de o statuie a lui Vladimir Lenin, o amintire distinctă a trecutului istoric al orașului. Camp Century, o altă rămășiță a războiului rece. Această bază americană a făcut parte din operațiunea militară secretă cunoscută sub numele de proiectul Iceworm. Locul situat sub Groenland a fost inițial o simplă instalație de cercetare științifică. Pe măsură ce nevoia SUA de a obține un avantaj în fața sovieticilor a crescut și o nevoie americană de locuri eficiente de lansare rachetelor. Acest oraș subteran adăpostea tot ceea ce era necesar pentru a-și menține populația pe termen lung, de la un cinema la o capelă. Scopul proiectului Iceworm a fost acela de a utiliza tunelurile subterane extinse ale Camp Century pentru a avea o bază mobilă de lansare nucleară în care rachetele puteau fi lansate asupra sovieticilor de la oricare dintre zecile de rampe de lansare din această rețea masivă de tuneluri de 4.000 de kilometri. Orașele închise. Uniunea Sovietică a avut multe orașe închise, precum orașul 40, deși nu toate au devenit la fel de faimoase. Orașele închise variază în ceea ce privește nivelul lor de secretizare. Unele erau cunoscute, dar aveau zone cu acces restricționat pentru cetățeanul obișnuit, în timp ce altele erau complet ascunse. Unele sunt orașe normale astăzi și au fost chiar alese ca orașe gazdă pentru Cupa Mondială. Între timp, altele sunt încă vitale pentru securitatea națională a Rusiei. Acestea se numără cu zecile răspândite pe teritoriul Federației Ruse și al fostelor teritorii ale Uniunii Sovietice. În 2001, guvernul rus a recunoscut că există cel puțin 42 de orașe închise. Dimensiunea uriașă a Rusiei, natura îndepărtată a zonelor sale rurale și regimul tiranic al sovieticilor au fost factori majori care au permis ca multe dintre aceste situri să rămână ascunse atât de mult timp. Mulți oameni cred că ar putea exista încă orașe despre care nu știm și poate nu vom ști niciodată. Burlington Bunker. Sub orașul liniștit, Corsham din Anglia, se află un alt oraș secret. De data asta, acesta are ca scop supraviețuirea unei apocalipse nucleare, mai degrabă decât provocarea uneia. În cazul unui război nuclear, 4.000 de membri de rang înalt ai guvernului ar putea supraviețui și aștepta iarna nucleară în interiorul complexului masiv de 15 hectare, Burlington Bunker. Acest oraș subteran e dotat cu orice, de la o stație de radiodifuziune, la un spital și la un loc subteran, care asigură bunkerului o rezervă suficientă de apă. Dacă acest lucru nu era suficient, instalația avea propria sa linie de cale ferată pentru a permite accesul rapid și ușor în cazul avertismentului de 4 minute, care este perioada de timp în care BM-urile rusești ar ajunge în Marea Britanie. Dezactivat în 2004, situl a fost de atunci deschis publicului larg în mai multe rânduri și a fost chiar scos la vânzare la prețul relativ scăzut de 1,5 milioane de lire sterline în 2016. Sarov este un alt oraș închis rusesc, cunoscut pentru faptul că a fost unul din principalii producători pentru arsenalul nuclear al țării până în prezent. Ceea ce pune acest oraș pe listă nu este faptul că este un alt oraș închis sau că a fost izolat de public timp de decenii sau chiar că a fost scos de pe hărți în 47 și recunoscut abia în 94. Sarov este unic deoarece unul din cele mai importante situri religioase ale națiunii, o mănăstire din secolul al XVIII-lea, se află lângă industria nucleară a orașului. Acest contrast ciudat a atras o atenție deosebită din partea Bisericii Ortodoxe Ruse în ultimii ani. Acesta
încearcă să refinanțeze biserica în ciuda restricțiilor care ar descuraja orice pelerin să viziteze locul. Această mănăstire a fost casa uneia din cei mai renumiți sfinți ruși, Sfântul Serafim, care este cunoscut pentru învățăturile sale bazate pe dragoste și bunătate, un contrast puternic cu scopul modern al orașului Sarov. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!